Dăm startul acestui vlog în cel mai clasic mod posibil, cu mine așezată aici jos, după cum v-am obișnuit și cu un morman de haine în jurul meu. N-ați vrut să vedeți ce se află în jurul meu, este destul de grav și asta pentru că tocmai am terminat de filmat primul haul de toamnă. Cred că deja l-ați văzut, adică mai mult ca sigur că deja l-ați văzut. Dacă nu l-ați văzut, vă las un card, puteți să mergeți să... Un card, nu știu exact unde e, să mergeți să vedeți despre ce este vorba, pentru că am multe articole drăguțe. Da, Mira este pur și simplu nebunită, pentru că mi-am luat din Melimelo niște accesorii pentru cap. Stați să nu le rup. Dar, mă rog, nu stau să le mai desfac acum, că s-au lipit una de alta, s-au împerecheat. Da, sunt într-un mod foarte bun, având în vedere faptul că afară este... oribilă vremea, oribilă, eu am un mod foarte bun. Dar, una peste alta, s-au împerecheat chestiile astea, nu stau acum să le deslipesc, dar e Mira pur și simplu nebunită de toate pănuțele astea, așa că trebuie să le țin cât de cât ferite, dar, da. N-am mai vorbit cu voi de ceva timp, a trecut ceva timp de când nu am mai filmat un daily vlog, cred că de când am fost la București. Și pentru mine deja este 21 septembrie, cred, da, este 21 septembrie, este miercuri și se apropie Fashion Week. Știu că am zis că nu o să fac vlog de la Fashion Week, de la Milano Fashion Week, dar nu am putut abține și am zis să pornesc un vlog de astăzi și să vă arăt exact pregătirile și tot ceea ce o să se întâmple. Nu știu dacă o să pot să filmez foarte mult de la evenimentul About You în sine, dar ideea este că cei de la About You, împreună cu Pervol, m-au invitat la show-ul lor, care o să aibă loc sâmbătă, 24 septembrie, și trebuie să merg acolo, adică trebuie. O să merg acolo și sunt foarte încântată să merg acolo. Mi-a fost acceptat un plus 1, ba chiar mi-a fost recomandat să merg cu un plus 1, așa că iubitul meu o să mă însoțească și sunt foarte încântată din cauza asta că pot să merg cu cineva și că nu o să fiu singură așa cum am fost la București, cu toate că a fost destul de plăcut și la București, dar altă țară, alte chestii și Milano este sinceră să fie un oraș destul de periculos din punctul meu de vedere. Sunt foarte mulți oameni ai străzii, foarte mulți, nu știu, înțelegeți ce vreau să zic, este un oraș destul de periculos, nu știu dacă m-aș fi dus singură și sunt extrem de încântată că Emi vine cu mine. Da, vineri dimineață, de fapt ne-am și luat liber de la muncă, vineri dimineață la ora 8 este zborul, o să ajungem în Milano în jur de ora 10, probabil că, na, având în vedere și zborul și distanța Bergamo-Milano, așa cum v-am zis în vlogul de călătorie în care am fost în Milano, ia cam 2 ore și ceva să ajungem, hai poate 3. Suntem cazați la un hotel, cazarea a venit din partea celor de la About You, biletele de avion la fel, sunt extrem de încântată că am oportunitatea asta și știam de ea de când eram în concediu, dinainte de concediu chiar, dar am ținut-o secret pentru că nu puteam să spun înainte de data evenimentului, dar cum voi vedeți clipul ăsta după ce s-a întâmplat evenimentul, este ok să spun lucrul ăsta. Sunt extrem de încântată, este primul meu Fashion Week și am zis să merg cu o ținută relatable. Mi-a fost gândul de prima dată când am auzit că sunt invitată la Fashion Week și am început să mă interesez de ținute. N-am vrut să merg cu ceva foarte high fashion, cu ceva care nu poate fi purtat de oricine, care nu poate fi adaptat și am zis că nu vreau să merg pe ceva foarte abstract și vreau să merg pe ceva relatable, așa că ținuta mea o să fie formată din... O să vedeți mai bine la Milano, dar o să fie formată din ghetuțele astea. O să am o combinație de roșu cu mov. Fustița asta de la Melimelo, toate articolele le găsiți în magazine în momentul de față, fustița asta de la Melimelo și ploverul roșu de la Zara. Este o ținută destul de accesibilă pentru Fashion Week, o ținută relatable, o ținută care este ochioasă în același timp, atât de mult m-am chinuit până am găsit combinația perfectă. O să vă inserez câteva poze să vedeți cât de mult m-am chinuit până am găsit combinația perfectă de plover cu fustă de tul și să știți că mami mi-a dat ideea să iau un ploveraș și a zis, Alisa, de ce nu mergi tu să cauți un plover? Poate mergi un plover cu fusta. Și a venit toată această ținută. Da, tocmai ce am terminat de filmat haul-ul, așa cum vă ziceam, și am luat aici, am lângă mine un morman de haine, nici măcar nu cred că vreți să vedeți, ia uitați-vă ce e aici lângă mine, e grav. Și trebuie să mă duc să le aranjez pe toate în dulap, înapoi în șifonier și să mă organizez. Să îmi conserv un picuț energia asta bună pe care o am în momentul de față, pentru că astăzi de la ora 19 o să intrăm live.
Vreau să vă zic așa foarte succint ceea ce se întâmplă și în cazul în care mai am vreun live planificat, o să vă las toate detaliile în bara cu descriere, pentru că la momentul la care filmez nu știu exact când și dacă o să se mai întâmple următorul live. Dacă o să mai fac unul, vă las în bara cu descriere toate detaliile sau mă puteți urmări pe Instagram dacă vreți să fiți la curent. S-a lansat o nouă platformă în România, este practic un site de haine, de modă, de beauty pentru femei, bărbați, copii, care a adus ceva inovativ. Este prima platformă din România de live shopping, 100% românească, asta vreau să zic, prima din România, este 100% românească și practic eu trebuie să intru live și să fac un unboxing al coletului primit de la cei de la Explorado, că așa se numește site-ul, primit de la Explorado, un live unboxing împreună cu voi, o să fie jumătate de oră în care o să ne întâlnim live, care o să se întâmple astăzi, miercuri 21 septembrie de la ora 19. Deja mi s-a făcut tot trainingul pe partea de live, o să fie primul meu live făcut de pe calculator. Sunt extrem de încântată și temătoare în același timp, am un picuț de trac, sper să intre lume, sper să, nu știu, să meargă totul din punct de vedere tehnic foarte bine. N-am avut timp să vă anunț aici pe YouTube pentru că n-am avut un vlog pregătit pentru miercuri fix în data în care o să intru live sau poate cu o zi înainte, dar vă anunț aici în cazul în care o să se mai țină încă unul, găsiți toate informațiile în bara cu descrieri. Este un concept interesant, mi-a plăcut faptul că mă conectez live cu comunitatea și că pot să împărtășesc live ideile și gândurile și să vorbim așa un picuț despre modă și toate cele, așa că m-a bucurat tare mult inițiativa lor. Cam astea au fost update-urile momentului și tot ceea ce ați pierdut în ultimul timp. Ieri mi-au făcut și unghiile. Astea sunt unghiile mele, cam așa arată, sunt foarte... Nu le vedeți cum trebuie, că ele au nuanțe de albastru, au nuanțe de mov, sunt... E practic o pudră din acea, un pigment din acela pe un fundal roz. Gata, după cum vedeți din spatele meu, casa este curată și m-am schimbat în ceva mai lejer pentru că am mâncat, am făcut curățenie, mi-am făcut niște paste cu pesto foarte rapid, am pus toate hainele în ordine și a venit o comandă de pe ASOS. Ia uitați-vă cum stă prințesa mea pe comanda de pe ASOS. Exact așa, mamă. Da, o să trebuiască să o deranjăm și să deschidem împreună coletul pentru că vreau să facem așa un fel de mic unboxing ca să vă arăt și vouă ce mi-am comandat. Sunt trei chestii, tocmai ce am filmat haul-ul, nu mai am cum să pun articolele astea în haul, așa că vi le arăt acum și o să le vedeți voi în ținute probabil pe parcurs. Dar haide Mira jos, hai jos puiile ca să vă arăt ce acolo. Da. Haideți că mă și mut pe trepied în dormitor, să fie totul mai organizat. Ia uitați-vă cum am venit. Păi da, cum se poate altfel? Stați să văd cum o așez aici. Oricum trebuie să o dau jos ca să pot deschide cutia, dar da, mi se pare drăguț cum găsește. Ia o casă din orice chestiuță mică. Hai, pune-le. Ia uitați-vă. Domnico, tu e de drăguță. Te ador. Te ador tu puile. Gata. Bun. Haideți să deschidem și ca o fată deșteaptă ce sunt, tocmai ce am dus foarfeca în cealaltă cameră, așa că o să ne descurcăm cu mâinile goale. E prima oară când îmi vine... Așa. E prima oară când îmi vine o comandă de pe ASOS în cutie și asta pentru că am comandat o pălărie. Am factura aici. Am comandat o pălărie foarte interesantă cu care și vreau să încep. Dacă tot am pomenit-o, este o pălărie roz, care mi-a plăcut de prima oară când am văzut-o pe site și am tot avut-o la favorite și afară plouă cu soare. Și am tot avut-o la favorite, o să-i las funga, probabil că o să auziți cu șuituri, dar o să se distreze ea foarte mult. Și am tot avut-o la favorite, vă ziceam, am zis de 50 de ori că am avut-o la favorite și în sfârșit am comandat-o pentru că am prins-o la ceva reducere și bine am făcut-o că n-am luat-o la preț întreg, că pare cam flimsy. Este în felul ăsta și ce-i deosebit la ea e că are frânjurei ăștia, uitați-vă. E tare cute. Chiar e interesantă și rozul ăsta, nu mă așteptam să fie un roz în nuanța asta. Foarte fain. Mă uitam să văd dacă reușesc să o port la Milano cu ceva, dar nu știu dacă o să reușesc să o pun în bagaj, numai dacă o să mă duc cu ea pe cap, probabil. Dar da, asta este pălăria, foarte mult îmi place. Inițial a fost 32 de euro sau de dolari, dar cred că sunt euro pe ASOS. Și am luat-o cu vreo 20 și ceva, că am prins-o la ceva reducere, de-i tare ochioasă. Chiar îmi place. Da, imaginați-vă cum ar fi să merg cu chestia asta pe stradă și că-mi atrage privirea, adică nu mă pot uita
în față, că se mișcă frânjurii ăștia extraordinar de mult și tot așa bine să stau. Dar vedem noi cum o purtăm. Tare faină. Și mai am două articole, a fost destul de cuminte, de asta am și zis că deschid împreună cu voi. Mi-am mai luat un top. Asta înainte să-mi iau plovărul pentru Milano Fashion Week. Mi-am luat un top roșu pentru că m-am gândit că o să-l port cu fusta de tul pe care v-am arătat-o și în hall, ați văzut-o mai bine. Și nu știu, să văd exact cu ce arată mai bine, ori cu plovărașul, ori cu topul ăsta, să verific și starea meteo. Mi-a plăcut topul ăsta că este un roșu așa crud și puternic, un roșu din ăsta adevărat. Și că are fundițele astea aici, pe toată partea din față. Vedeți că are 4 fundițe în felul ăsta. Și fundițele sunt un mare trend al sezonului de toamnă-iarnă. O să vedeți din ce în ce mai multe fundițe. Și din astea mici, puse pe haine, peste tot. Pe bluze, pe plovere, pe fuste, pe rochii. Totul o să fie cu din ce în ce mai multe fundițe. Dacă magazinele de mass market, evident că se decid să adopte trendul ăsta, dar este unul din trendurile sezonului, după cum v-am zis. Mă gândesc să fac și un clip cu tendințele pentru sezonul rece și cu culorile pentru sezonul rece, dar asta după ce mă întorc din Milano, chiar o să vreau să facem un clip din asta. Și mi-am mai luat de la Influence. Știți că eram eu înnebunită cu rochițele de la Influence în vară. Ei bine, mi-am luat, uai, dacă e de mare, mamma mia, mi-am luat o cămașă de la Influence în mărimea 14, nu știu exact cât este, un 40, 40 și ceva. Am zis că vreau să fie o cămașă oversize, să fie foarte lejeră, să iasă așa din pantalon drăguț și este o cămașă cu buline și are gulerul ăsta tare drăguț aici cu tăieturile astea ondulate, cred că o să arate foarte bine în ținute de toamnă și da, de-abia aștept să port. Dacă vreți să vedeți, nu știu, purtate, haideți să-i dăm Mira. Haideți să-i dăm înapoi. Dacă vreți să vedeți purtate articolele astea, mă puteți urmări pe Instagram. Haideți să vedem dacă vine puiul la cutie. Dar probabil că... Mira! Uite cutia, mami! Mira! Hai la cutie, uite pui! Uite pui! Haide! Haide, Mira! Du-te, mami! E cu un pachetel din ăla. Mai, mai, mai! Asta nu e periculos, asta e periculos pentru tine, nu, nu te luști cu tine asta, du-te în cutie. Hai! V-am mai zis că are trag de cameră, deci dacă o să las camera, aici. Și nu o să mai vorbesc sau ceva, nu o să pare că o țin în mână, o să vedeți că o să vină în cutie. Dar așa că știe că țin camera, nu o să vină, stați numai să vedeți. Stuck on the ocean now, nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here, all my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet and find the way back to our home, our home, our home. We don't have to drift inside this dome. I will not let us fade away. It's not a price I wanna pay, and it's not too late. No, we lost our purpose, chasing all that surplus. You were all that I need. I feel that we can break free. We can still go back there to a place. Mă gândeam când am început să fac tot montajul pentru vlog, tocmai ce am terminat live-ul, bineînțeles, mă gândeam în mintea mea cum ar fi, de fapt a fost prima dată când am făcut un live și în mintea mea mă gândeam că cumva o să am timp să dau și rec la vlog ca să auziți și un picuț din ce se întâmplă, dar sentimentul ăla de a vorbi live cu cineva, adică să știi că cineva te urmărește în momentul în care vorbești și nu îți poate spune nimic înapoi, tu trebuie să ai un discurs, oricum nu cred că a fost un discurs impecabil, aș fi putut mult mai bine decât atât, dar m-am scuzat de la început, am zis că este primul live și am făcut oricum tot ce am putut mai bun, sper să fi fost ok, am discutat așa, am arătat câteva idei de ținute, totul mi s-a părut că a decurs bine din punctul meu de vedere, astea sunt câteva din hăinuțele pe care le-am arătat pe live.
O să le vedeți oricum și în vloguri și o să le vedeți în tot felul de ținute. Dar da, ideea este că am terminat cu live-ul un picuț mai repede, dar trebuia maxim jumătate de oră și eu am stat 22 de minute, deci cred că este ok din punct de vedere al timpului. Oricum am încercat nici să nu spun foarte multe detalii inutile în live, gen să nu descriu extrem de mult toate lucrurile. Sper că totul a fost ok, una peste alta, primul live este bifat și următorul cu siguranță va fi mult mai fun pentru mine. De acum am avut un picuț de emoții, dar următorul sigur va fi mult mai fun și mai interactiv, așa o să știu și eu la ce să mă aștept data viitoare. Da, una peste alta am făcut-o și pe asta. Următorul sper să fie anunțat în bara cu descrieri sau să vă pot anunța și aici pe YouTube ca să știți să intrați. Momentan am putut să anunț doar pe Instagram. Una peste alta, acum că am terminat toată treaba pe ziua de astăzi, este 7:30 și cred că o să merg până la mall pentru că trebuie să mai cumpăr câteva lucrușoare pentru Milano. Trebuie să mai cumpăr un maieu roșu de pus pe dedesubt de plover și să mai iau și un mini șampon uscat pentru că nu plănuiesc să-mi iau șampon la mine și nici placă de păr și lucruri de genul ăsta, așa că aș vrea să-mi iau un mini șampon uscat ca să pot să-mi țin sub control tot uleiul în cazul în care apare în păr. Oricum o să stăm doar vineri, sâmbătă și v-am zis că duminică ne întoarcem. Ciao, Mira! V-am zis că duminică ne întoarcem, adică duminică, sâmbătă, noapte, la ora 5 ne întoarcem. Da, totul a fost bine, totul a decurs cum trebuie, acum pot să merg liniștită la mall. Da, mă duc să văd ce mai este și prin magazine, trebuie să ajung și încă până într-un loc, trebuie să merg de fapt până la Lore, până la manicuristă, că aseară când am fost la unghii ne-am luat cu poveștile și a uitat să mă dea cu top coat pe unghia din mijloc și mi s-a dus tot clipicelul ăla de care vă ziceam eu că e foarte drăguț, deci trebuie să mă duc la Lore să-mi reaplice clipicelul și să îmi dea cu top coat pe unghia din mijloc. Cât de ironic. Și da, mall, după aia la Lore, după aia acasă. Hai, sunt super încântată că s-a terminat live-ul ăsta și că nu am, nu știu, leșinat aici în fața web-ului pe live. Dragilor, bună! Este o nouă zi, este joi, 22, ultima zi înainte să merg la Fashion Week. Sunt foarte încântată, am terminat acum cu munca, totul este făcut, totul este lăsat în regulă. Mi-am luat o zi de concediu pentru mâine, este ora 17:42, nu știu dacă vedeți pe acolo, este aproape ora 6, trebuie imediat să ajungă și Emmy de la muncă și da, am zis să deschid camera și să fac așa un update al zilei. Mai înainte am petrecut cred că 40 de minute desfăcând cutiile din bucătărie. E destul de serioasă treaba, am vin destul de multe colete și trebuie să duc cartoanele, adică vreau să duc cartoanele la reciclat, să nu le arunc așa pur și simplu, așa că de fiecare dată îmi iau o grămadă de timp și procrastinez atât de mult task-ul ăsta cu ruptul cartoanelor și desfăcutul scociului de pe ele și pliatul cutiilor și așa mai departe, încât se adună o grămadă una peste alta și după aia mi-a foarte mult timp, așa că am bifat și to-do și lucrul ăsta de făcut pentru astăzi. Am revenit la listele mele de to-do, pentru că listele astea de to-do mă fac pe mine să stau foarte organizată și practic aici îmi notez doar lucrurile importante pe care le am de făcut într-o zi. De exemplu, astăzi, vedeți că scrie acolo joi, 22, îmi scriu ziua și data. Am avut de editat un clip pentru YouTube, de postat clipul la ora 21, mai e un pic până la ora 21, deci încă mai am de bifat chestia asta. Am ridicat un colet care mi-a ajuns de la CCC, am dus cutiile la reciclat, am făcut curățenie în frigider și în litieră, am lăsat totul ok la muncă și mai am de mers până la mall, de făcut bagajul și în cazul în care are Emmy disponibilitatea și sufletul bun necesar încât să îmi scurteze niște pantaloni pe care vreau să iau la Fashion Week, ar fi super. Am trecut și lista asta, lucrul ăsta de făcut pe lista de to-do de astăzi. Deci practic mi-am depostat clipul care este deja unlisted, încă nu, voi nu-l puteți vedea, dar este deja uploadat pe YouTube. Trebuie doar să dau un click acolo și să-l fac public. Trebuie să merg la mall, trebuie să gătesc niște paste pentru că avem un musafir, de fapt o musafiră, una dintre surorile lui Emmy a venit până la noi în vizită.
Așa că mă bucur și eu că nu rămâne Mira singură astea două zile. Și mai am să-mi fac bagajul. Deci mai am câteva lucrușoare de făcut. Bagajul, oricum știu ce haine vreau să iau la mine și ce machiaje vreau să iau la mine în general. Vreau să vă și arăt că într-o noapte nu puteam să dorm. Am foarte mari probleme cu somnul în ultima perioadă și probleme cu somnul în sensul că nu sunt stresată sau ceva, dar pur și simplu creierul meu este atât de activ noaptea încât nu pot să adorm din cauza ideilor de ținute, ideilor de clipuri pe YouTube, ideilor de poze și lucrurilor de genul ăsta. Sunt foarte creativă noaptea, asta e problema între ghilimele și îmi fac tot felul de notițe din astea, așa că mi-am notat aici tot ceea ce trebuie să îmi iau, nu știu dacă vedeți voi. Așa, acum cred că vedeți. Mi-am notat aici cam ținutele pe care vreau să le iau și tot ceea ce vreau să-mi iau în bagajul pentru Milano. Stați, refocalizez pe mine. Da, astea au fost update-urile. Acum mă duc și eu să îmi... ce vreau să fac? Acum ales să coopereze și laptopul și a pornit. Ziceam că am scos tot ce aveam pe cardul de memorie de pe care filmez acum, pe memoria asta externă de la Adata, de care sunt foarte mulțumită. Mereu fac așa o mică curățenie pe cardul de memorie și pun toate lucrurile în memoria asta externă, care vine aici în sertărașul meu de la birou, în care a căzut o bombă nucleară. Evident, ăsta e gunoi, trebuie să-l arunc. Și am aici câteva elastice de păr, de fapt 3 elastice de păr absolut inutile și ăsta e gunoi, trebuie să-l arunc. Dar da, este o tevatură aici. Laptopul de muncă este deja închis, trebuie să mai fac un picuț de ordine aici în zona asta de birou și gata cu treaba, cu curățenia cel puțin pe astăzi. Să merg să arunc și gunoaiele în timp ce vorbesc cu voi la gunoi. Casa este foarte curată, cel puțin în momentul de față. V-am zis că nu o să mai gătesc cine știe ce mare lucru, să fac doar niște paste, deci nu ar trebui să se facă mare dezordine. Acolo erau toate cutiile în spatele meu și acum nu mai este nicio cutie. Mint în timp real, pentru că mai sunt două cutii de la Jenniferi, mi-a ajuns o comandă de la CCC. Da, aveam și trecut pe to-do să ridic coletul de la CCC, dar acum l-am ridicat și totul este ok. Nu știu dacă o să vă mai arăt acum în cadrul clipului de astăzi ceea ce mi-a ajuns. Poate mai fac un haul de toamnă, cine știe, în care includ și mai multe încălțăminte și o să vreau să filmez și idei de ținute pentru toamnă. V-am zis că sunt foarte inspirată, este lucruri care mă ține trează noaptea, moda asta de toamnă, și vreau să vă împărtășesc mai multe tips and tricks și idei de ținute. Da, asta a fost tot pentru moment. Mai fac așa un picuț de curățenie, mai fac un picuț de ordine, pun laptopul de muncă, adică îl închid și pun laptopul personal peste și noi ne auzim puțin mai târziu. Cred că o să vă arăt ce îmi pun în bagaj, nu o să vă arăt cum îmi fac bagajul, că mi se pare că v-am mai arătat chestia asta de o grămadă de ori, îmi pun ținutele pe care vi le-am arătat acolo în notes și mai îmi pun machiajele mele basic de toate zilele. La lumină de bec v-aș arăta cum o fac bagajul, dar n-aveți ce să vedeți, pentru că nici nu m-am apucat. Este aproape 8:30 și tocmai ce m-am ajuns acasă de la mall, nu v-am mai luat cu mine la mall. Dar mi-am dat seama că noi suntem cazați la Milano destul de departe de tot acel fashion village pe care cei de la About You l-au amenajat, așa că am nevoie de o baterie externă. Nu aveam nicio baterie externă, deci m-am dus la mall cu scopul de a-mi cumpăra una și am găsit-o pe asta cu 10.000 de mAh, nu știu exact ce sunt aia, dar am înțeles că cu 10.000 este una dintre cele mai bune variante. Are aici mai multe sloturi, nu știu exact cum este, o să o deschid și o să o pun la cărcat și o să vă zic probabil din deplasare cum este. Dar am tras destul de mult din cauza faptului că nu am avut din asta baterie externă în concediul pe care l-am făcut în Portugalia, pentru că mereu rămâneam fără baterie sau eram îngrijorat din cauza bateriei, așa că nu mai vreau să se repete vreodată în vreo vacanță, în vreun concediu chestia asta, așa că mi-am luat minunea asta. Este de la firma Compact, am luat-o din Media Galaxy, am intrat și prin EMAG să văd ce și cum, doar toate erau negre și aș fi vrut una albă, așa că asta e singura albă pe care am găsit-o, sper să fie și bună. Am dat 76 de lei pe ea și bineînțeles că, stați că s-a deschis ușa, că a intrat Mira aici. Și v-am zis că avem musafiri și de aceea m-am băgat aici în dormitor și v-am zis că am fost la mall, dar n-am putut să plec, bineînțeles, doar cu baterie externă. M-am mai dus ca să-mi iau o chestie din Zara. M-am dus să-mi iau un maieu roșu, doar că era în stocul extern. Și din câte mi-au spus fetele de la Zara, în stocul extern ajungi doar până în ora 11 dimineața. Se pot duce să aducă lucruri din stocul extern, așa că nu mi-au putut aduce maieul roșu pentru ținuta de la Fashion Week. Deci mi-am luat un maieu bej, care sper că este un fel de mai nude.
E cel mai apropiată nuanță de nude pe care am găsit-o, adică pielea mea, să semene foarte mult cu pielea mea, ca să nici nu se observe că am ceva pe dedesubt. Asta ar fi ideea mea, că dacă n-am găsit roșu, atunci măcar un mai nude din asta să fi găsit. Și l-am luat în mărimea ML și am dat pe el 20 de lei din Terra Nova, aveau mai multe culori. Și am intrat și prin De Facto și am găsit o bluzică, probabil că o să mai urmeze încă un haul de toamnă, pentru că văd o grămadă de chestii drăguțe în magazine. Mi-am luat o bluzică în dungi roz cu roșu. Nu insist foarte mult pe ea, nici nu puteți vedea foarte bine, să vedeți așa culorile în adevăratul sens al cuvântului, din cauza luminii de bec. Nu mai stau aici să mai vorbesc cu voi, să mai procrastinez și să mai pierd timpul. Trebuie să mă apuc încet încet să-mi fac bagajele, trebuie să fac duș în noaptea asta. Și trebuie să îmi organizez tot ce am de organizat, să-mi pun bateriile la încărcat, să văd dacă funcționează bateria asta externă, să-mi aduc o foarfecă sau ceva să o deschid. Dacă are emitim, trebuie să... Ah, uite că am putut să o deschid. Dacă are emitim, trebuie să-mi strâmteze... Nu să-mi strâmteze, să-mi scurteze niște pantaloni. Așa, cu mare timp acum, pe ultima sută de metri, dar săptămâna asta nu știu cum a trecut atât de repede încât nu am apucat să fac nimic din ce mi-am propus și din ce mi-am plănuit, nu știu ce s-a întâmplat exact. Am făcut extrem de multe chestii, dar parcă tot a trebuit să fac mai multe pe lângă. Înțelege sentimentul ăla când ești productiv, dar încă ai chestii de făcut după ce ești atât de productiv toată ziua. Și ați văzut că am început și... Am reînceput, de fapt, cu listele acelea de to-do și tot am foarte multe lucruri care au rămas nefăcute, dar mă gândesc că așa este înainte de o plecare undeva. Hai să vedem cum arată minunăția asta. A, uite că am și un charger, un fel de cablu de încărcare. Uai, dar ce mare e, Doamne! Uite cam așa arată, cred că e cât telefonul meu, dar oricum o să-mi iau niște genți spațioase cu mine. A, uite că are și baterie momentan, nu știu exact de unde se închide, cred că de aici. O să trebuiască să citesc puțin manualul de instrucțiuni, pentru că nu știu exact cum se folosește, dar mi-a plăcut foarte mult că, da, așa, se apasă de două ori pe chestia aia ca să se închidă. Mi-a plăcut foarte mult că are multe sloturi aici și pot să-mi bag și cablul de încărcător, că eu, uite, ăsta e încărcătorul de la telefonul meu și ambele lui cabluri sunt așa, adică nu am niciun USB, vedeți, amândouă sunt la fel și chiar vreau să văd. Perfect! Bine, e și rupt aici, dar perfect, intră cum trebuie. Vedeți că asta am urmărit, găurica asta să o aibă ca să nu-mi trebuiască neapărat un nou cablu cu USB și să fie alb sau deschis la culoare. Sper să mă și țină, o să vă zic exact ce și cum. Gata, după cum observați, am ieșit de la duș și vorbesc așa un picul sâsâit pentru că am niște benzi din astea de albire pe dinți, dar nu mă gândeam că mai deschid camera în seara asta. Dar mi-am amintit că nu v-am mai arătat cum mi-am făcut bagajul și ce produse de beauty mi-am pus și ce produse de skincare și așa mai departe, dar o să vă arăt mâine în Milano când o să despachetăm și ce ținute mi-am ales, o să le vedeți puse pe umeraj sau în cel mai fericit caz, dacă mă urmăriți pe Instagram, probabil că la momentul la care postez acest video sau acest vlog apare pe YouTube, deja sunt postate ținutele de la Milano, deci dacă mă urmăriți pe Instagram, deja vă duceam la cu mine. Bagajul este aici. Jos, aici este al meu și aici este al lui Emi. Ne-am încadrat foarte bine, adică am fost în Portugalia 7 zile cu bagajele astea mici. Pentru 2 zile de concediu de slash vacanță slash ce vreți voi, escapadă, dacă vreți să ziceți așa, ne descurcăm și cu astea. Și vreau să vă arăt ce înseamnă să iubești un produs cu adevărat. Am tăiat, nu știu, cutiuța, butelcuța asta de Olaplex numărul 6, pentru că îmi place atât de mult și se strânge foarte, foarte mult produs aici care în, nu curge în partea de jos, oricât de mult ai strânge, așa că am tăiat-o și am pus pur și simplu, sta să văd dacă reușesc să vă arăt. Vedeți, am tăiat-o în felul ăsta și acum am pus ca și capac asta peste și să știți că nu se usucă și nu se întâmplă nimic, că îl am așa tăiat de câteva săptămâni. Cred că acum nu pot să-l pun înapoi cu o mână, dar vă zic că îl am tăiat așa de câteva săptămâni și cred că de când am venit din București mi s-a terminat, trebuie să-mi recumpăr altul, dar voiam doar să vă zic că dacă aveți produse care sunt pe terminate, încercați să le tăiați, că o să mai descoperiți, nu știu, vreo 15% din produs, 10% din produs acolo și nu curge decât dacă tăiați ăsta și puteți să-i puneți așa căpăcelul frumos și nu se usucă. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? I
but you're all he wants. And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but... Ia două, trei vorbe, ia două, trei vorbe. Te-am adus la Milano. Uite-te, n-o fiți atent, de? Tu filmezi? Da. Le-ai arătat cât îți dedubui tot timpul. Iubitul perfect. Pentru două zile, adică o zi și un pic. Stac, așa, ești pe cât de white se poate, da. Hello. Oh, dar ce lit. În sfârșit am intrat în camera de hotel, este aproape ora 3 și jumătate, dar facem în sfârșit room tour. Avem ușa de la intrare, avem aici un fel de panou electric de unde se pornesc tot felul de becuri, dar nu știu, că încă n-am umblat până acum. Numai ce am intrat în cameră, camera are un design super, super modern și foarte futurist, așa mi se pare tare interesant. Avem aici un birou, un scaun destul de atipic, chiar arată, înțelegeți ce vreau să zic, că merg pe vibe-ul ăsta așa foarte urban și nou. Avem o măsuță aici, un televizor cât peretele, aș putea să adaug. Avem aici ceva care, nu știu ce e. Dulap. Da, este un fel de dulap cu seif, dar uitați-vă cât de interesant că este o oglindă. Și aici în partea asta, asta chiar că nu știu ce e, cred că e un fel de mini bar, un fel de frigider. Am pus și niște mere aici. Aici în partea asta avem dulapul. Oh, avem fier de călcat, yes! Avem fier de călcat și masă de călcat și dulapul, dacă îl închidem, arată tare drăguț. Ia uitați ce bine arată. Acolo este intrarea de unde am început să vă arăt. Și haideți să vedem în continuare. Astea sunt paturile. Avem trei paturi în cazul în care o să fim certați. O să putem sta în paturi separate. Dar nu o să fim certați, bineînțeles. Și aici se întâlnește direct cu baia toată chestia asta. Uite care reușite, mi se aprinde luminile. Trebuia să băgăm cardul de la cameră, probabil într-un slot. Cam așa arată oglinda și baia aici, în partea asta. Foarte interesant tot designul. Mi se pare super, super cool. Aici avem toaleta care se închide așa cu o ușă de oglindă. E foarte cool apartamentul ăsta. Toaletă și bideu în partea asta. Și aici avem dușul care, mama mia, cât e de interesant! E într-un fel de prelungire a camerei, dar este cu o sticlă din asta opacă prin care nu se vede și avem aici șampon. Nu le pot muta ca să vă arăt, așa că o să mă bag un picuț în duș să vă arăt. Avem hand and body wash, conditioner și șampu. Și astea nu pot fi mișcate de aici, că na. Haideți să vă arăt și view-ul acum, că tot a tras Emi draperiile. Cât de frumos se vede! Ia uitați-vă cât de frumos se vede! Da, și din câte am citit pe prognoză, s-ar putea să vină ploaie și mâine să plouă, dar măcar astăzi este soare și ne putem bucura de o zi frumoasă sau cel puțin cât a mai rămas din ea. Da, stăm la hotelul Voco, în cazul în care nu v-am spus până acum. Camera e absolut superbă. Ia, stați să vă arăt așa. Ia uitați-vă ce culori interesante și ce design interesant. Maxim, îmi place și de mult voiam să stau într-o cameră din asta în care baia este într-un fel în prelungirea camerei și dușul este așa un picuț, nu știu, în mijlocul camerei. Mi se pare tare, tare interesant. Mobilierul super interesant. Hai, când ne-am cazat, acum ne putem face și noi comozi. Pot să mă schimb și eu în sfârșit din hainele astea de avion, să fac un duș, să mă spăl pe... Pe față, uite, avem și body lotion și hand and body wash. Deci avem tot ce ne trebuie aici și... ia uitați-vă! Doamne, că zici că n-am mai ieșit din casă până acum. Dar chiar într-o cameră de hotel atât de faină n-am mai fost până acum, vă recunosc. Uite cum e sertarul și aici poți să spui toate produsele de beauty așa frumos și să se vadă acolo. Vreau asta la mine acasă când o să mă mut la casa mea. E tare, tare interesantă ideea. Știți că se văd așa. Tare fain. Bun, vă las că sunt și un picuț agitată de pe drum. V-am zis, vreau să mă demachez, vreau să mă îmbrac, vreau să-mi calc o pereche de pantaloni. Și nu vreau să stăm oricum mai mult de o oră și jumătate, poate două, și după aceea să ieșim pe afară. Că mai vreau să mai mergem un picuț pe centru, să vedem ce ar mai fi de vizitat prin Milano și să mai fac eu câteva poze. De fapt, să mai pozez o ținută, că o mai am în cap. Și pe aceea și profit că este soare și pot să pozez cât de mult se poate. Gata, vă las și ne auzim puțin mai târziu. Da, super încântată, mă mut, cred că mă mut aici. Gata, dragilor, ne-am îmbrăcat să pornim la o plimbărică după ce ne-am făcut siesta. N-o să vă mint, am dormit un picuț și vreau să vă prezint ținuta, cea de-a doua ținută, de fapt, pentru
Milano, pe care am pregătit-o. Deja ați văzut-o în haul. Dacă ați urmărit haul-ul pe care l-am postat înaintea videoclipului ăsta în care vă arătam ce hăinuțe mi-am luat pentru toamnă, ați văzut deja toate articolele astea. Sunt pantalonii de la Reserved pe care mi-a strâmtat Emi între timp și acum sunt perfecți. Ia uitați-vă cât de fain vin acolo jos. Îmi place maxim cum arată în partea de jos. În partea de sus am un top de la Zara, topul ăla pe care vi l-am prezentat. În cap am băscuța de la Stradivarius și la gât am câteva accesorii și ele noi. Chic Bijou, Stradivarius și în cercei, în urechi, am niște cercei de la Bershka. Asta este tot, o să-mi iau gentuță de la Jenniferi și o să-mi iau și o geacă de blugi în spate, pentru că cineva nu mă lasă să ies fără geacă de blugi, căci că mi-e frig. Așa-i? Păi, va fi răcoare, clar. Da, are grijă de mine ca un părinte, ce să zic. Mami o să fie foarte mândră, Emi, când o să vadă vlogul ăsta. Da, mergem, ieșim, că afară este soare, apropo. Bine, geamurile astea sunt un picuț murdărele, dar se înțelege, pentru că cred că a fost ceva furtună zilele trecute aici, din câte am citit oricum. Dar da, este soare afară și ne pregătim să mergem. Peste tot sunt oglinzi, dar nu mai știu de unde să vă arăt cum suntem. A, și mi-am pus aici pălăria. Da. Ia uitați-vă ce fain slipesc chestiile alea. O ador pur și simplu. Da, gata, vă las. Mergem. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Gata, de show-ul Per Walls din cadrul About You Fashion Week. Este sâmbătă 24 și noi ne-am pregătit, suntem pregătiți și aranjați și exact ca și în cazul Digital Divas, suntem gata cu vreo 40 de minute mai repede. Afară plouă torențial, așa că cel mai probabil o să luăm un Uber. Noi ne-am încadrat în timp ca să mergem cu transportul, dar trebuie să luăm un Uber pentru că nu cred că se poate. Dacă vă întorc, să vă arăt cum e afară, plouă foarte tare și e o vreme foarte, foarte urâtă și mohorâtă și se aud și ceva sirene. Dar le scuzăm pe fundal pentru că vreau să fac un outfit check. V-am ținut în priză, adică v-am ținut în suspans, nu în priză, de foarte mult timp, de când am pomenit că merg la About You Fashion Week și nu v-am arătat ținuta. Așa că haideți să întorc camera și să vă arăt. Așa la lumina de bec. Da, totuși se vede un picuț mai bine decât pe hol. N-avem lumină naturală astăzi pentru că soarele nu vrea să coopereze cu noi. Asta este ținuta mea. Avem în primul rând un plovăraș pe care îl am din Zara. Vi l-am arătat în hol, toate piesele de fapt vi le-am arătat în hol și v-am și zis să ghiciți cu ce ținută merg la About You și nu știu dacă câteva dintre voi ați ghicit, dar cred că am primit câteva comentarii. Da, asta este ținuta. Ziceam de plovăraș, este de la Zara, l-am văzut în haul. Ca accesorii mi-am luat niște cercei din ăștia rotunzi cum îmi iau eu, un choker și un colier din ăsta cu fluturaș, iar în cap mi-am pus o fundiță. Eu sunt îmbrăcat așa foarte, nu știu, colorat și afară e foarte întunecat și plouă. Din punctul ăsta de vedere nu se prea potrivește ținuta mea cu vremea de afară, dar haideți să trecem peste, că eu nu mă așteptam să fie ploaie. Dar, da, în partea de jos am fusta de tul pe care v-am arătat-o, este de la Meli Melo, încă o mai găsiți într-unele magazine, este în această nuanță foarte drăguță de veri-peri, ați văzut-o în haul și în picioare am botinuțele roșii. Mi-ar fi plăcut, dar nu am găsit în magazine nimic, ori o fustă de tul mai lungă, ori niște botini un picuț mai înalte, ca să nu fie piciorul acela gol în partea aceea, dar de departe
nu se observă. De departe nu se observă atât de mult. Mi-ar fi plăcut să fie așa o continuitate a bătinei în fustă, dar nu am găsit. Este ceea ce am găsit în magazine și am vrut să vă arăt că vă puteți îmbrăca pentru Fashion Week sau vă puteți îmbrăca, na, așa un picuț mai deosebit și din magazine, nu neapărat să mă duc să îmi croiesc eu niște lucruri anume. Am vrut să văd ce pot găsi în magazin și să fac niște ținute relatable, așa cum vă ziceam și în începutul vlogului. Stilul meu este unul pe care îl poate aborda oricine din magazine, adică nu este nimic absolut deosebit. Cred că este deosebit felul în care combin articolele pe care le găsesc în magazin și care sunt accesibile practic oricui. Da, asta este tot pentru moment. Saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had obosită, dar măcar sunt acasă. Nu știu dacă ați înțeles foarte multe, eu sper că ați înțeles câteva lucruri așa esențiale din clipulețele pe care vi le-am pus de la Milano, dar v-am zis că nu am avut foarte mult timp să petrec pe vlog, ci a trebuit să filmez foarte multe Insta story-uri pentru About You și așa mai departe, deoarece am mers bazată pe platforma mea de Instagram, așa că m-am concentrat mai mult pe asta. Dar haideți să vă explic totuși, să mă duc cafeluța. Tocmai ce m-am trezit este luni. Deja am ajuns acasă de ieri de dimineață și astăzi este luni. Mi-am făcut cafeluța și o să încep imediat la muncă. Dar cafeluța este la purtător. Ce s-a întâmplat la Milano? Eu am fost invitată, așa cum am spus, de către cei de la About You și am avut un singur show. Un singur show în cadrul săptămânilor de Fashion Week, care a fost show-ul Per Vol Rethink Fashion.
Cu ocazia asta m-am dus, show-ul a fost sâmbătă dimineață de la ora 12, deci mi s-a oferit cazare de vineri 23 pe sâmbătă 24. Așa că am ajuns vineri de dimineață în Milano, ați văzut că era, adică nu știu dacă ați văzut, dar era în jur de ora 10 și jumătate când am ajuns acolo lângă dom. Am stat, ne-am plimbat, ne-am dus la o cafeluță, la ora 3 se făcea check-in-ul. Ne-am dus la o cafeluță, am fost prin Zara, am fost prin H&M pentru că acolo, în jurul domului și în jurul galeriei Emmanuel, sunt magazine gen Louis Vuitton, Gucci, Prada, etc. Magazine din astea high-end, dar să știți că sunt și din astea de marcă, cum ar fi, nu de marcă, nu știu cum le spune acum, îmi scapă, High Street? Cred că sunt High Street, nu știu exact cum le spuneți, că mass market, doamne, da, magazine din astea de mass market. Așa că am intrat prin ele, căutam eu o pereche de pantaloni de la H&M pe care nu i-am găsit, căutam un ciocăr de la Zara pe care iară nu l-am găsit și am ajuns prin Primark, de unde mi-am luat 3 chestii, dar o să facem încă un haul de toamnă separat și o să vi le arăt acolo. Da, ne-am plimbat prin magazine, asta este ceea ce am făcut, după aceea am luat un transport către hotel. A trebuit să mergem destul de mult până la hotel, asta a fost minusul, că mă gândesc că toate hotelurile din zona centrului, probabil că erau deja date pentru turiști sau pentru ceilalți care au fost chemați mai devreme la Fashion Week, așa că noi ne-am ales cu un hotel destul de departe, dar n-a fost nicio problemă pentru că luam transportul fix din centru, de lângă dom, și ne ducea fix peste drum de hotelul nostru, doar că trebuia să mergem ceva timp cu el, cred că era vreo 30 de minute, 40, depinde de trafic, și asta a fost un picuț un inconvenient, dar am ajuns la hotel, am reușit să ne cazăm, camera v-am arătat-o, extrem de frumoasă, foarte, foarte estetică, chiar mi-a plăcut foarte mult. După aceea am dormit un picuț după ce ne-am cazat și am ieșit din nou puțin pe centru. Asta a fost vineri seara, sâmbătă de dimineață ne-am trezit, am mers la micul dejun, un mic dejun extrem de, nu știu, bogat, dacă aș putea să zic așa, a fost un bufet suedez cu tot ce îți puteai imagina, chiar foarte, foarte ok și hotelul foarte frumos, dacă n-ar fi pentru locație, un hotel superb, foarte, foarte frumos, dar dacă sunteți adepții liniștei, dacă vreți liniște atunci când mergeți într-o călătorie, eu zic să vă uitați la hotel dacă aveți Milano în plan, pentru că e extraordinar de frumos, un design superb. Da, una peste alta, micul dejun delicios, am fost la micul dejun, după aceea ne-am întors în cameră și am început să mă machez, să ne aranjăm și să mergem la eveniment. Am uitat să vă povestesc că vineri seara a sunat alarma de incendiu, ne-am pus amândoi în pat, liniștiți, să stăm să ne uităm un picuț pe telefon și să ațipim și a început să sune alarma de incendiu și s-a panicat toată lumea, a ieșit, dar a fost o alarmă falsă, cred că cel mai probabil cineva a fumat, hopa, cineva a fumat în cameră sau a vapuit în cameră sau ceva de genul și s-a activat senzorul acela de la alarmă, dar făcea atât de urât și până ne-am dat seama noi ce sună, a trecut, nu știu, câteva secunde în care ne uitam în jur ce am făcut noi greșit, că ne gândeam că sună safe-ul, dar nu. Da, a sunat alarma de incendiu și am ieșit pe scări, ne-am luat tot ce este important la noi și ce este important la noi pentru noi este aparatul și portofelul și telefoanele. Da, după aceea când am ajuns în cameră a zis Amy, hai să vedem acum ce am luat cu noi, să vedem ce e important pentru noi și da, era camera și buletinul și, mă rog, actele de identitate, cheia de la casă și așa mai departe. Alisa de la Edit aici. Ce am uitat să vă menționez că s-a întâmplat vineri seară. Am fost în galeria Emmanuel. Nu prea am filmat de pe acolo pentru că a fost extrem de aglomerat și extrem de copleșitor. Era o mulțime imensă de oameni și eu am încercat să fac niște poze. Am făcut în total 600 de poze, doar că nu o să folosesc nici una dintre ele, din păcate, pentru că au ieșit oameni în fundal, încerc să fiu mult mai strictă cu ceea ce postez pe Instagram și nu aș vrea să mai postez poze pe feed-ul personal în care să fie plin de oameni în fundal, cel puțin nu în locații de genul, cum este Galeria Emmanuel, ceva foarte elegant, ceva în care ar fi trebuit să fiu singură și de aceea am ales să fac
600 de poze și să nu postez niciuna pe profil, dar o să vi le las oricum pe aici, probabil. Și ăsta este și motivul pentru care vineri seară, când am ieșit în galerie Emanuel, și sâmbătă după show-ul About You, când m-am dus la hotel să mă schimb și să ne plimbăm și am fost la Arcul de Triumf și așa mai departe, mă vedeți îmbrăcată în aceeași ținută, pentru că am repetat ținuta 100%, deoarece am vrut să-mi iasă niște poze drăguțe în ea, pentru că ea era ținuta principală pe care voiam să o pozez în Milano. Am reușit să fac niște poze la Arcul de Triumf, care vor apărea în curând la mine pe feed. Deci ăsta este motivul pentru care mă vedeți și vineri seară și sâmbătă după amiază în exact aceeași ținută 1-1. Da, asta s-a întâmplat. Și sper să scuzați alarmele, sirenele de pe fundal, dar dimineața în Timișoara așa e în fiecare zi. Da, am ajuns într-un final la eveniment, am mers cu Uber-ul până la eveniment, pe Uber am dat o grămadă de bani, nu știu pentru voi, dar mie mi se pare extrem de mult, am dat 30 de euro pe Uber, 30 de euro pe Uber, foarte mult mi se pare, dar mă rog, una peste alta, ploua, de asta ne-am luat Uber, pentru că aș fi mers cu transportul, n-aș fi avut absolut nicio problemă decât să dau 30 de lei, 30 de, bine ar fi fost 30 de lei, 30 de euro pe un Uber, am zis că mai bine merg cu transportul, dar ploua și n-am putut să facem lucrul ăsta pentru că și ajuns, am avut fustacea mare de tul, ar fi udat-o toată, am zis că n-are cum să mergem cu transportul, așa că am mers cu Uber-ul, am ajuns acolo la locație, m-am întâlnit cu Vlada, m-am întâlnit cu alte câteva fete. A fost acolo oricum mai multe creatoare de conținut din România, cel puțin câteva am recunoscut. Am făcut poze, ne-am filmat pe acolo, ne-am uitat pe la standurile celor de la About You, pentru că fiecare brand avea câte un stand. N-am apucat eu să vi le mai filmez acolo, pentru că v-am zis, m-am concentrat mai mult pe Insta Story-uri, dar avea fiecare brand câte un site și puteți să-ți cumperi de acolo lucrușoare în cazul în care voia. Eu nu mai aveam loc nici de o neghină în bagaj, așa că nu mi-am luat nimic. După ce s-a epuizat timpul, a început show-ul, am fost pusă pe loc, am fost pusă în primul rând, ceea ce m-a bucurat foarte mult, nu m-aș fi gândit că o să fiu pusă în primul rând, cu toate că a fost primul meu show, am fost pusă în primul rând, ceea ce mi s-a părut foarte drăguț. Show-ul în sine a fost extrem de frumos, chiar foarte bine gândit, și ideea show-ului a fost să, exact, să rethink fashion, adică să purtăm hainele pe care le cumpărăm de mai multe ori și în mai multe feluri, adică să nu cumpărăm de fiecare dată lucruri noi când avem nevoie de o ținută nouă, ci să încercăm să, nu știu, să restyle, să schimbăm stilul hainelor și să purtăm hainele de mai multe ori și să nu cumpărăm atât de mult, ceea ce mi s-a părut un lucru foarte fain din partea celor de la Pervol, un mesaj foarte puternic, mai ales în cadrul Fashion Week, când este influențat foarte mult consumerismul și când brandurile arată haine noi și propun haine noi, tu să vii ca și brand și să vin cu ideea asta, mi s-a părut foarte bold și foarte interesant din partea lor și din partea celor de la About You, bineînțeles. Foarte fain mesajul a fost, a avut acolo un picuț un impact emoțional, a fost mai multe, a început de fapt cu o parte de vorbit în care zicea că știi că o piesă de îmbrăcăminte este purtată doar de 7 ori înainte să fie aruncată și lucruri de genul ăsta, chiar mi s-a părut foarte, foarte interesant și bold, cum v-am zis, așa, îndrăzneț. După ce s-a terminat show-ul, a avut niște ținute foarte faine, dar pe alea sigur vi le-am filmat și vi le-am arătat. După ce s-a terminat show-ul, ne-am mai plimbat un picuț pe acolo pe sătucul acela About You, cu brandurile, cu tot felul de standuri. Ne-am mai uitat pe acolo și ne-am dus înspre casă și înspre casă am luat transportul, înspre casă, înspre hotel. Am luat transportul, trebuia să facem decazare deja, pentru că noi am avut cazare doar de sâmbătă pe, nu, de vineri pe sâmbătă. Am făcut decazarea și ne-am lăsat bagajele în lobby, m-am schimbat în ceva mai lejer și am luat-o la pas. Am mers la Arcul de Triumf, nu, Arcul Păcii, nu cred că e Arcul de Triumf, Arcul de la Pace sau ceva de genul. Arcul Păcii, după aceea am luat-o pe jos printr-un parculeț pe lângă o catedrală. Castelo, un castel din ăsta vechi, despre care n-am reușit să găsesc extrem de multe informații, dar era oricum foarte multă lume, așa că am luat-o dinspre castel, deci am fost la Arc, am fost la castel și după aceea am luat-o pe jos înspre centru și am fost din nou la Dom, înspre Dom de fapt, am găsit un local din ăsta care servea mâncare tradițională. Stați un pic să mai iau o gură de cafea.
așa ziceam, că am găsit un local care servește mâncare tradițională. Prietenul meu și-a luat o pizza diavola și eu mi-am luat ceva paste de la Nona, care a fost chef's kiss, foarte, foarte bune, și mi-a adus și niște pâinițe din acelea extrem de delicioase. După aceea am intrat într-un magazin din ăsta foarte scump, care avea 6 etaje și pe fiecare etaj erau tot felul de lucruri, de cosmetice din astea high-end. Am văzut, mi-a căzut cu tronc o pereche de încălțăminte sport de la Balenciaga și o geantă de la Balenciaga. Mi-a căzut cu tronc grav și nu știu cum să fac, dar măcar o pereche de încălțăminte de la Balenciaga să mi-o iau, pentru că nu mă așteptam să-mi cadă ceva de designer cu tronc, dar chiar mi-au căzut acele două lucruri de la Balenciaga, foarte multe haine de adică doar haine de designer acolo, foarte niște prețuri exorbitante. Nu știu cum cineva vreodată poate să, adică știu cum cineva poate vreodată să dea atât de mulți bani pe haine, dar înțelegeți ce vreau să zic. Atât de mulți bani pe un singur articol. Am văzut și o blăniță de verde, așa un lime. Nu mai știu exact de la ce designer era, dar era 3200 de euro. Dar, oh my god, superbă! Era verde și se vedea că e blăniță naturală sau nu știu exact, cred că era și varianta artificială care era gen la fel de scumpă și erau firele foarte lungi. Asta mi-a plăcut foarte mult și era cropped și avea un guler superbă. Absolut superbă, dar m-am uitat la preț și nici n-am vrut să o probez, pentru că puteai proba, erau deschiși foarte, foarte mulți dintre cei care se ocupau de customer service, erau foarte deschiși să te ajute și așa mai departe, dar n-am probat-o, că am zis că dacă îmi place cum îmi vine, o să intru în depresie. Am ieșit, oricum am petrecut destul de mult acolo, am stat vreo 40-50 de minute, aproape o oră. Și după ce am terminat cu magazinul acela scump pe mai multe, mall-ul, cred că era un fel de mall, mall-ul acela scump pe mai multe etaje, am mers la o cafenea, ne-am dus la hotel cu transportul, ne-am luat bagajele și am mers către gara și pe urmă către aeroportul din Bergamo. Și cam asta a fost toată excursia noastră în Milano cu ocazia About You Fashion Week. Da, foarte, foarte fain a fost, m-am bucurat de fiecare moment, mi-a plăcut foarte mult, mi s-a părut o experiență nouă și eu niciodată nu refuz experiențele noi. Una peste alta, se merită să mergeți în Milano, dacă mergeți pentru prima oară, sigur o să fiți uimite de frumusețea domului. Și în fața domului s-a ținut un fel de spectacol în fiecare zi, deci n-am apucat să-l văd așa, pe el gol, cum l-am văzut atunci când a fost în escala aceea în concediu, n-am apucat să-l văd așa, l-am văzut doar full de oameni și cu în partea de jos avea o scenă și reflectoare și i-a știbit un picuț din frumusețe. De data asta mi se pare că a fost mult prea aglomerat Milanoul în perioada asta care am fost noi acum, dar da, în general Milano este drăguț, chiar dacă mergeți, dacă mergeți în special pentru prima dată, sigur o să vă placă foarte mult. Acum că eu am mers nici nu știu câta oară, cred că este a 5-a oară pe mă duc în Milano, m-a cam enervat aglomerația, vă zic sincer, și parcă nu mai aveam ce să facem, fiind de atât de multe ori în Milano, dar m-am dus cu ocazia About You Fashion Week și pentru show-ul de fashion, așa că și pentru a onora invitația, de fapt. Așa că ăsta a fost scopul, nu neapărat vizitarea, dar nu cred că o să mai merg în Milano în curând, cel puțin. Da, am vrea să mergem în alte destinații, dar să sperăm că se mai întâmplă ceva anul ăsta, nu știu, noi sperăm. Da, astăzi este luni, după cum am zis, îmi continui cafeluța, mă duc să muncesc, am un întreg to-do pentru ziua de astăzi. Încheiem vlogul aici, deci ne auzim cu un alt videoclip, s-ar putea să fie încă un haul, s-ar putea să fie tendințele de toamnă, nu știu, trebuie să mă organizez eu să văd ce altceva pot să filmez și să fie interesant pentru voi, așa că ne auzim într-un clip viitor, vă pup și vă îmbrățișez cu drag și să aveți o zi minunată!